Dar nu mai zici tu mustaș? Ladies and gentlemen, în arenă intră maestru Laurențiu Popa, powered by mustaș. Alături de maestru Laurențiu. Așa, deci avem o pânză 30x40, bună seara. Avem o pânză 30x40, vom picta un Lucian, garoafele. E o lucrare destul de ușoară, nu e complicată deloc. O să facem, vom face acrilic, da, hai, arată puțin tu. Modelul este acolo, l-am postat pe Facebook. Da, eu. E, domnule, e, ce să mai așa, mă, așa. Gata, stai așa, pe bine. Nu, dai mai, puțin mai așa, dai. Așa. Bun, avem garoafe roșii și albe. Culori de bază, avem umbrață, ocru, alb, negru. Și poate... Eu, verdele care e pe acolo puțin, se găsește foarte puțin verde, l-aș face din negru cu galben, un amestec și puțin alb. Și ar rezulta verdele care e acolo la Lucian. Da, o să trebuiască cumva să facem și o paginație a pânzei. Încercați să distribuiți sau să susțineți sesiunea video, dacă știți cum se face. Eu am o textură, cumva, am făcut o textură pe pânză, dar nu prea s-a uscat. Că am zis că o să se usuce până intru eu, dar nu prea s-a uscat, dar nu contează. Voi picta așa, că merge, mă descurc. Vom face paginația, vom învăța. Acum vă lua o pensulă. Eu, de obicei, lucrez cu pensule, genul ăsta de pensule, vi le-am mai arătat. Da? Tăiate, teșite, da? Ca să putem obține și vârf de pensulă. L-avem aici și pe... Dan ne va face și câte o surpriză muzicală în pauze, când o să trebuie să iau și eu un 5 minute de pauză. Trebuie să-i mulțumim lui Dan. Bun, deci, avem și pe domnul Moise, avem și doamna doctor. Suntem mai mulți. Așa. Bun, facem paginația, da? Începem. Între timp o să vă adunați. Paginația o facem cu o culoare, am spus, o umbră arsă, cine are la dispoziție. Să facem foarte puțin vizibilă să fie paginația. Am spus că o să venim cu două camere, trei camere, numai că n-a fost așa de ușor cum am crezut noi și ne-am încurcat aici un cablu și o lăsăm pe altă dată când cineva o să ne arăte exact cum e cu switch-ul ăla, nu, Dani? Switch. Video switch, da. Deci tragem o linie orizontală, una verticală. Așa. Orientativ. Nu trebuie să fie foarte tare vizibilă, da? Numai cât să avem așa o idee unde ne putem orienta cu vaza în spațiu, da? Pentru că asta este un spațiu. Și dacă nu vedem exact tot spațiul, nu avem un raport. Acum noi avem un raport datorită celor patru părți egale. V-am mai spus, uite, și Lucian a făcut ceva în genul în care v-am mai explicat și eu acolo cândva, da? Ne ducem cumva, lăsăm o... Ar trebui chiar mai sus puțin, nu e bine aici, să o facem totuși mai sus puțin. Va veni și rama și... da. O să luăm ceva mai sus, la vreo 2-3 cm deasupra. Acolo, frate. Da. O paranteză în sus. Da? Nu ne grăbim. Mai este, da. Întreabă Alexandra, cred, ulei sau acrilice? Acum sunt pe acrilic, uleiul vine după acrilic. Acum facem eboșa în acrilic și apoi o să lucrăm în ulei.
Da, acum suntem în acrilic, da? Bun. E bine că ai reușit să citești întrebarea. Și o să facem aici încă una. Ne vom orienta cam pe unde s-a terminat finalizarea bazei. Ar fi undeva pe aici, la Lucian. Ar fi undeva pe aici, finalizarea bazei. Noi, evident că nu o să facem o finalizare a bazei, pentru că vor veni florile, garoafele și nu o să se vadă. Bun, facem o paranteză. Aici, una aici, da? Noi acum, lucrul ăsta e foarte simplu de realizat, pentru că noi tot timpul o să vedeți că o să mai punem culoare, adică o să modificăm tot timpul baza, da? O vom modifica permanent, da? Dacă o nimeriți din prima și nu e cazul să o mai și modificați între timp, este și mai bine. Bun, dacă ați făcut până aici lucrul ăsta și ați reușit să vă țineți de mine, după mine, e ok. De preferat ar fi să aveți măcar cu 4-5 pensule la îndemână, să lucrați cu 4-5 pensule de preferat. Distribuiți, susțineți sesiunea video. E ușor de... Dar cum se susține sesiunea video? Pe ce buton trebuie să apasă? Pe ce buton se apasă pentru susținerea sesiunii video? Când ești în live. De exemplu, tu acum susții sesiunea video. Pe ce ai apăsat? Pe intrare în video. Pe intrare în live. Păi intră și cum faci? Stai două secunde, că trebuie să rezolv ceva. Deci, okay. Apeși pe, nu sesiune video, pe intrare live în Facebook. Tu vrei să faci o sesiune video? Nu, mă, oamenii să susțină sesiunea video în timp ce intră. E butonul ăla, susțin sesiunea video. Nu? Da, și poți să dai share. Da. Bun. Acum vom pune puțin alb. De fapt, albul ăsta o să vină cam peste toată vaza. Va veni albul ăsta pe toată vaza, da? Nu te lasă? Două să. Ce să rezolv la doamna doctor? Ok. După ce am pus culoarea, o vom lăsa puțin să se odihnească. Ce? În sensul că va trebui să se usuce. Să aveți aplicația de Facebook. Prima mână prealabil. Bun, trecem acum la... Pentru că tot avem culoarea albă și tot este murdar pensula, vom căuta cumva să ne orientăm pe unde a pus și domnul Lucian primele flori, da? Și vom începe cumva de aici. Așa, deci avem aici una. Să mai facem încă una aici. Astea sunt doar zonele unde vor veni garoafele, da? Albă, albă. O să mai facem una aici, mai sus, pe jumătate. Da? De fapt, și voi aveți modelul, că l-ați văzut. Eu l-am postat acolo pe Facebook, deci aveți fiecare dintre voi posibilitatea de a vedea. Se cheamă Ștefan Lucian, garoafe roșii și albe. Da, îl găsiți, e ușor de găsit. Bun. Continuăm să mai căutăm unde vor veni florile roșii, da? Mai albe. O să mai facem una aici. Da? Aici vin mai multe adunate. Da, maestre, scuze, Marian Chirea vă întreabă dacă un tablou este pictat în acrilic, cum se poate trece în ulei? Păi, după ce se usucă, se trece în ulei, evident. Nu înțeleg. Cum se poate, dar nu există... Pictezi peste acrilic, normal. Nu e nicio... Da. Da, rugămintea noastră este să dați share pentru a susține acest live, acest seminar unic. Așa, share-uiți, da, așa era.
Așa, și mai facem una aici. Și ne mai facem încă una pe aici. Și după aia ne oprim cu albele. Și vom începe cu roșii, da? Aici mai facem încă una. Uite așa. Lăsăm puțin să se usuce. Și acum vom trece la cele roșii, da? Așa, pentru a face cele roșii, e foarte simplu, luăm roșu și ne uităm, vedem unde am avea și avem una aici. Da? Deci avem o flagă aici. Eu aveam un fion de înaltă temperatură, dar nu știu cum l-am pus. Îmi scrie rău fără Mihai. Știa unde este. E complicat. Nu știu nici eu pe unde este. Maestre, vă întreabă ceva dacă o să pictați și ulei în această seară. În seara asta pictez acrilic și ulei. Acrilic și ulei. Okay. Mulțumesc, da. Da, deci vom face eboșa, schița de culoare în acrilic și apoi vom trece pe ulei, după ce o să-i dau eu cu fionul de uscare. Aici sunt două garoafe, cumva se întâlnesc amândouă. Apoi, după aia, o să mai trec. Da. Mai facem încă. Am prins bulgari, maestru. Da, am văzut. Bă. Deci mai avem una aici, una aici. Vă orientați și pe unde le vedeți și pe acolo le și faceți. Da? Eu cu vârful ăsta o să încerc cumva să le și dau... Da, bine, astea sunt doar orientativă, pentru că apoi culoarea de bază definitiv care va rămâne va fi cea în ulei. Asta e doar așa ca și idee pe unde ar veni florile situate ele pe... Ok, mai avem una aici. Da, mai avem și pe aici. Aici este una în spate. Se vede numai puțin din ea. Da? Și mai avem încă una. E undeva pe aici. Așa, aici o să vedem codița. Așa. Și mai e una undeva pe aici. E cumva căzută jos. Da? Bun. Dacă până aici câți dintre voi vor și cred că pot face, au făcut. Dacă nu, urmăriți clipul pe în altă zi și veți face dacă vreți. Ok. Așa. Acum vom trece la boboci. Bobocii vom obține, pentru că este mai mică, e tot așa tăiat de șit, da? Și vom face bobocii. Bobocii o să facem, eu zic, un galben cu negru, doar că va ieși un verde, da? Acum cine l-are? Cine nu, poate să pună verde direct, cum vrea fiecare. Eu o să încep aici, va veni codița de la această... E garafă, nu? Seamănă cu la lemn, sau ce-a spus? E ok. E super. Domnul Dan, ce faceți, domnul Dan? Domnul Dan, ce faceți, domnul Dan? Pictez, domnule. Pictează, domnule. El pictează acolo, dar nu știe lumea. Pregătim expoziția. Pregătim, domnul Dan, pregătim. De ce negru, galben,
puțin verde, da? Cum? Voi o să faceți așa cum simțiți fiecare, da? Dar cum voi să simțiți în alt fel și veți face, veți vrea să transformați cumva florile lui Duchean în alt fel, e ok și așa, adică nu e musă obligatoriu, dar eu zic totuși să țineți cumva cont de ce a făcut acolo, pentru că în florile astea există o sensibilitate. Eu nu cred că există o sensibilitate și încerc să văd câți dintre voi vor reuși să prindă această sensibilitate a florilor făcute de Lucian. Mai gândiți-vă cumva că au trecut și ceva de atunci. Lumea nu mai e atât de sensibilă ca atunci. Nu-i așa, doamna doctor? Așa. Nu, mai suntem ce a fost odată. Sensibilitatea la om dispare. De ce gândiți, domnul Moise? Nu-i adevărat? Ba da, adevărat. Păi... Perfect, devenim din ce în ce. Uite, Dan e un om foarte sensibil, e foarte... Și pentru asta, na. Sensibilitatea, în ziua de astăzi, văd că dăunează grav sănătății. Da. Cine e sensibil? Trebuie să fii într-un fel în care... Nu. Nu mai e. Hai să spunem că fionul e în cutia cu scule. Cum? Ah, fionul e în cutia cu scule, așa au zis? Da. Păi, nu, no, mi-a zis eu că fără Mihai ne campinim urechile pe aici. El știe că noi suntem în direct. Da? Știe, nu? Mihai, tată, fără tine e complicată treaba pe aici. Unde găsesc? Păi, pe unde să-l căutăm, doamnă, doamnă, dar... Ce aici mai vine un bobo. Doar că nu vom face prea multe, nu vom intra prea mult în detalii, pentru că va urma fundalul. Fundalul care va fi printre florile astea, da? Și dacă ne apucăm acum să facem codițele, asta înseamnă că vom face fundalul, vom ține cont de codițe. Nu este exclus să le putem face una, două, mai putem face dintre ele, dar nu le facem chiar pe toate și, da? De exemplu, de aici va veni un bobocel. Cred că știu unde. L-ați găsit? Ce, domnul Dan? Ați rămas fără nevăs? Nu știu unde e. Cutia care? Unii Dan, unii e Mihai. Să-l întrebați în ce cutie trebuie. Dan, ești colegi. Bun. Partea de jos. Nu e negru, e o culoare între galben și negru și rezultă un verde ceva. E o culoare vibrată peste tot de altă. Peste tot găsim culori vibrate. Și vom pune și noi pe aici puțină umbră. Da? Mult prea sensibil. Dane, ai numărul lui Mihai, să nu-l ai, nu? Să ne spună unei fionul, că nu știm noi. Da? Sunați-l, domnul. Să ne spună pe unde e fionul ăsta pe aici, în atelier, că noi nu știm. Aici mai vine o codiță. Da, pe aici mai vine încă o chestie vibrată a formelor. Pe care noi încă nu suntem capabili să le înțelegem pe deplin. Bun, aici există niște umbre subtile, dar doar niște umbre subtile. O să încercăm, dacă tot am căutat aici, să căutăm umbra subtilă a florilor, dacă tot avem culoare negru ceva, să mai vedem pe unde mai putem găsi subtilitatea umbrelor. Hai? Cu negru, dar e foarte... Eu acum că voi pune culoare de fundal, liniuțele astea de aici ce vedeți voi, vor intra cumva în amestec de culoare și vor fi foarte tare vibrate. Bun. Hai să facem aici pe vază, am spus. Da, trebuie să alegem un fion de temperatură ceva, sau un fion de păr, merge și cu fionul de păr. Trebuie să-l dați pe lucrare, să se usuce. Aminte ne va dura mai mult decât e cazul și
Da, eu am găsit aici, nu trebuie așa, numai atât trebuia făcute formele și apoi venit cu un labiu de culoare. Iar Rodica Anghel zice, Dane, în cutia cu scule e fânul. Adevărul că mai m-am dus la baie să caut fânul. Mă întorc imediat. Așa e. Da, e complicat. Fion, fion, fion. Da. Dacă ați observat și ați studiat puțin modelul florile lui Lucian, veți vedea că fundalul este foarte tare vibrat. Ceea ce înseamnă că și noi o să încercăm cumva să vibrăm fundalul. Am pus ocru, verde, negru, alb, da? Și nu încercăm să acoperim toată suprafața, să dăm pensul lângă pensul, le văd dar răsfierat așa, frumos. De uitați aici, vedeți, frumos, să rămână numai o subtilitate a umbrelor, da? Mai dăm puțin și pe aici, pe acolo și pe dincolo, iarăși ne mai întoarcem câte puțin. Bună seara, bună seara, citesc mesajele maestre. Da, mulțumesc. Nu uitați să dați cu share. Aici avem o umbră subtilă, după care o să venim cu o altă umbră mai subtilă. Și cât o să se usuce lucrarea, dar o să ne cânte puțin, da? Maestri, caut fânul. Caută. Păi nici acum nu l-am găsit. Nu, dar nu mai e studio mare. E studio mare, are 5 camere, normal. Că... Suntem tari, nu? Ne rătăcim pe aici. Maestru Dan. Nu e, nu e nicăieri. În camera de atelier. Dan, 5 minute pauză, cântă tu, să mă duc să caut fiolul eu. Cânt instrumental, maestră, să lăsăm. Păi nu, că eu m-am dus să caut fionul, că nu găsesc fionul. Nu găsești? Nu, nu știu. N-ați găsit fionul? Nu? Când și eu l-am găsit? Te v-ați dat la doctor. Poate s-a aducat. Doamna doctor, n-ați găsit fionul? Pune-mi cutie. În camera, în cutie. Aici le-a spus capcare aici în studio. Mi-a luat cucio. Care cutie, fraților, că nu-i nicio cutie pe aici. Ca o cutie care am venit pe eu cadou. Aaa, din aia? Da. Păi și unii una dintre aia. Oh, nu Mihai, mă, tata, mă, tata. Mihai, e camera care e atelierul? Da, o fie aici. Nu-i pe de sub, nu voi. A, uite aici, de... E aici, a doua. Hai, uite, nu. Vezi, ce faci cu fără Mihai, bă, da. Maestre, mi-a strântit tabloul, maestre. Scuze. Nu n-am văzut tabloul. Dai-te jos. Bun, Doamne, fără din taia, nu, că e multă, e închid pe asta. Îmi spui că-mi trebuie să le închid și uite. Nu mai pleci. Pauză să se usuce puțin. Sănătate, maestre. Hai, cântă, tare, ca să pot să se usuce. Buona sera, Rosanna. Come stai? Tutto va bene? Maestre, cam în cât timp se usucă tablou? 5 minute se usucă, exact. Hai, spățin,
Bună seara a tutti. 5 minute cât durează uscarea tabloului. Te-aș fi iubit ca un nebun, ca un soldat în plin război, dar uite plouă fără rost între noi. Ne răscolește timpul, femeie, pe un peron uitat de gară. Tu, Iliadă, eu, Odiseie, scrisă de mult într-o vară. Bună seara, bună Cristina. Da, îmi iau și o mică pauză pentru că lucrez în camera cealaltă. Dar fiind colegi de suferință, am zis să umplu această minunată pauză. Ca un soldat în plin război, dar uite plouă fără rost între noi. Ne răscolește timpul, femeie, pe un peron uitat de gară. Tu, Iliadă, eu, Odiseie, scrisă de mult într-o vară. Întoarcem la pictura, maestre. Da, mulțumim, maestre, mulțumim, domnul Dan. Eliciuc, avem și vedetă în studio. E, parcă e altfel acum, ați vine să mai ipitezi, nu? Să nu stresi, nu putem. Așa ne mai desmulțim puțin și mințile. Bun. Am dat puțin cu fiul, nu să se usuce. Între timp se vede că albul nu mai e atât de tare am cât era, și atunci o să mai punem puțin alb. Și după aia o să mai dăm puțin cu fionul. Avem 2 ore la dispoziție pentru a lucra tabloul bine. Deci, nu e grabă. Asta facem puțin mai mare. Cea de aici. Au, cred că am să le mai măresc chiar așa puțin, pe toate, câte puțin, câte puțin. José Vicente Rodríguez Ramírez, saludos desde la calidad y fría Bogotá, Colombia. Salud, Colombia. Salud, Colombia. Hola, José. Hey, asta pentru că ai cântat tu, dar să recunoaște. Maestre, am prieteni mulți în Colombia. Ma, cum? Tu ai fost în Colombia. Acolo, în Columbia, să știți că inspirația este extrem de mare și imaginația funcționează la cote maxime. E vorba de aerul columbian. Aerul, climatul. E vorba de verdele Columbiei. Bună, Constanța Mateescu, vă salut și eu din Canada, maestre, ne salută. Să rămână Canada, mulțumim, mulțumim, ne faci deosebit. Bilel Tahri, this is beautiful, thank you, thank you. Măi, ăștia de la tine, măi, nu de la mine. De ce? Că eu nu am din Columbia. Dar nu e din Columbia, Bilel Tahri, nu e din Columbia. E probabil din ce țară, păi să ne spună. Cu ce este data, cu ce este dată pânza înainte de a picta? Aici? Da. Cu pasta acrilică am dat-o puțin, dar nu știu, s-a uscat bine, că trebuia să o fi dat de ceva timp în urmă și am dat-o înainte cu vreo jumătate de oră, o oră, sau nu, cu vreo oră.
Erați venit, domnul Moise, nu? Da, eram venit, sigur. Da. Nu, e dată mai de demult, înseamnă. Da. Aici avem un boboc, da? Și acum boboci putem face mai pe oriunde vrem noi, așa, știi? Uite, mai facem unul acolo, mai vine unul și pe aici, da? Domnul Dan, dacă vedeți, acum el este tehnician, dă lumini, citește mesajele, creează ironie. Mulțumim, Dan, mulțumim. Cu mare drag, maestre. Deci dacă l-ați vedea în spate, câte lucruri face Dan în spate aici? Are patru mâini. Are patru mâini, da, doamna doctor. Are. Important e că are. Bun, deci după ce am făcut bobocii, haide cu pensula asta puțin să încercăm să imităm cumva acele dungi pe care le-a făcut Lucian pe vas. Încercăm să le imităm pentru că nu o să fie deloc ușor. Par simple, dar e destul de complicat. Asta în cazul în care chiar vrei să le facem exact cum sunt acolo. Și o să facem așa, era să bag pensula în ceai. Am mai făcut și în cafea, și, adică nu e o... Bun. Și avem aici o dna, două. Le luăm prima dată pe cele, din punctul meu de vedere, ar fi bine să le luăm pe cele care sunt deja mai vizibile, mai tare vizibile decât celelalte. Să terminăm cu cele vizibile bine și apoi după aia treptat o să le facem și pe cele care sunt mai puțin vizibile. Spuneți, domnul Dan. Ce? Nu se vede bine, nu? Ba, da. Cred că e abundență de lumină, mă gândesc. Să nu fie prea multă lumină. Mamă, câte o străduință ne dăm noi pentru oameni. O să vorbesc pe Realitatea TV, nu doamna doctor? Când? Săptămâna care vine, nu? Săptămâna care vine. Dar cum se cheamă emisiunea, nu știți. Nu, ce acum? Cea de la 23. Da, de la 23, nu? 23, da. Dar oricum eu o să pun cine vrea să mă vadă, dacă credeți că e important lucrul ăsta. Aici pleacă așa, nu sunt drepte. A trecut o motocicletă? Da. Ce-mi plac motoarele, măi. Ați avut sau aveți? Păi am avut, dar nu mai am, că mă dorm în sel de, mă doare cervicala. Am îmbătrânit, domnul Moise. E de unde atâta? Că pe motocicletă poți să mergi la 80 de ani. Ce treabă, mă, frate, ești. Uite, Dan, de exemplu, de-abia acum dă de permise motocicletă. Nu, Dani, cum e? Nu mai dai? Maestre, eu dau examen, îmi iau permisul de bicicletă. A, păi la ăla l-ai luat, am înțeles. Nu. Nici pe ăla? Nu, l-am pierdut. L-am pierdut și pe ăla. Nu. Ce să facem? Asta-i viață. La unii e greu. Domnul Moise, dacă vă rog ceva? Da, mă de greu. Spălați-mi și mie, că nu l-am aici, pe Mihăiță. Asta, ia, astea, spălați-mi pe astea, așa, cu totul și aduceți-o acuratul și pentru ele, acum e de scoase, mulțumesc. Bun. Hai acum la astea cu roșu, o să facem așa până una alta. Vedem că mai are și niște umbre cumva, mai există niște umbre la roșu ăla, mai există niște umbre pe florile alea roșii. Da? Și o să le luăm așa, frumos, o să facem puțin roșu cu negru. Și vom face umbrele, da? Dar umbrele de la pedal, adică o să imităm cumva acele umbre pe care le-a făcut și Lucian. Eu v-am spus, tabloul este de o sensibilitate foarte mare, dar nu știu câți dintre voi vor vrea să vadă acea sensibilitate a acestor flori. Și asta încerc să vă insuflu, să vedeți și partea... Aici e umbra de care vă ziceam eu. Atât este. Mai avem una aici. Așa. Da? Și acum aici. Aici e floarea mai mare asta. O faci și eu puțin mai mare. Și
așa de aici, din spate de la cealaltă. Asta roșie în spate. Astea sunt detaliile importante. Voi, oricum, o să pictați în felul vostru. Faptul că vă îndrum doar ca și idee pe ceva anume, cred că aici constă toată treaba. Că nu ține în mod exact de execuția pe care o execut eu aici, să o faceți și voi. Nu. Nu trebuie să urmați pașii exact. Nu. Voi o să faceți așa cum simțiți voi, cum credeți voi că puteți face. Eu mai degrabă e că vă cred, părerea mea, nu știu, zic și eu. Cred că vă sugerez inspirație, nu știu. Abar n-am. Tehnici, da, bun. Doamna propoziție tehnici. Aude, nu mai am apa. Lasă, nu, vine domnul Moise, nu mai am apa. Lasă, te bucură. Da, ne mai cânte, ne mai cânte melodie, nu duc să cânt două pezi. Domnul Moise, fiți de apă. Gata, gata, vine. Păi, vreau să usuc ăstea acum, iarăși. Acum o să dau numai niște laviuri subtile și nu fac altceva decât să dau niște zemuri de apă colorate ca să librez puțin fundalul. Dar astea nu sunt așa detalii importante. Le fac numai pentru că, na, nu știu. O parte dintre voi le va prinde, unei nu. Bun. Dane, cântă nici nu, te rog frumos, o melodie. Dau eu zemurile astea, că n-am ce să vorbesc acum. Dau doar zemuri. Da. Deci o să fie o singură. Te mai trebuie să schimbi CD-ul? Da. O mică pauză. Ați început, da?
dat să nu îi adorm pe oameni, ne întoarcem la cursuri. Dar păi nu, n-am făcut decât am zemuit aici, am început problemă. Mulțumim, Dan, Herciuc, mulțumim și Mustaș România, magazinul care ne oferă nouă vopseluri pentru aceste cursuri. Și vreau să vă spun că lucrez cu astfel de vopseluri. De fapt, tablou acum cu care lucrăm, dăm și mie drumul mai sunt de acolo, margina, nu contează oricare ar fi el. Astea sunt, da? Vallejo? Vallejo. 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 A, păi da, dar e V și noi spunem românii, nu o să spun, nu, că nu știu că, acum eu am înțeles, în spaniol, da? Vallejo, că e V, B, dar nu știu cât o să... Înțelegi cât o să zică de... Da. Ok. Mai sunt și tuburi... Dați tuburi, știi? Tu. Mai sunt și tuburi așa. Și astea sunt super bune, astea. Tot de la Vallejo. Dar le găsiți numai prin magazinul Mustaș. Ați văzut acolo că este chiar și la București. Există? Da. Aici avem un vernir mat, e extraordinar, uniformizează culorile, e foarte bun. Am încercat de nenumărate ori, de fapt eu numai cu ăsta dau. Așa. Bun. Iar ce vedeți până aici, am lucrat doar cu vopselurile, de fapt, e singurul magazin care ne-a oferit ceva gratis pentru noi. Și atunci, normal că și noi trebuie să fim și noi atenți față de astfel de oameni, să le promovăm și cumpărați de la ei, pentru că sunt niște vopseluri extraordinar de bune. Dar am înțeles că ați cumpărat foarte mulți culori de astea și știți despre ce este vorba și continuați să le cumpărați. Am înțeles foarte mulți oameni fac deja lucrul ăsta. Eu nu am știut că o faceți. Mi-ați scris în mesagerie și spuneți că lucrați. Chiar și dumneavoastră, domnul Moise, nu? Spuneți. Da, și lucrez. Și foarte bune ca și preț. Păi, în primul rând ca preț, eu zic că spune. Da. Și pigment calitativ preț, nu? Că mama asta contează. Zi, da, ce e? Da, eu trebuie să vibrez cumva fundalul, știi? Și de-aia am zis că cât cânta Dan, eu vibram fundalul, da? Păi că Dan a plecat unde și... Ah, el dictează. Deci e super solicitant pentru Dan, pictează, lasă pensul la vine încoace, iarăși, nu, nu se poate așa ceva, e prea mult, Dan? Da, maestre! E în camera alăturată. Aici mai avem o umbră subtilă. Eu pun pe umbra asta aici, așa, puțin, după care o să amestec în fundal. Dar o să vedeți că, de fapt, nu știu cât de mult va rămâne din treaba asta când vom veni în ulei. O să spuneți, dar de ce să mai facem în ulei când poate rămâne și așa? Sigur că da, o parte dintre voi poate să îl finalizeze în acrilic. Dar cineva care vrea să picteze în ulei și nu în acrilic sau nu are posibilitatea de a picta în acrilic, poate picta în acrilic, da. Maestre Mela Istrate zice, da, foarte serios cei de la Mustaș. Am primit și produsele repede, sunt foarte faine și ieftine. Da. Mulțumim, nu uitați să dați cu share. Da, mustaș.ro e magazinul online. Acolo am înțeles că mulți dintre voi ați intrat. Eu așa am cunoscut. Acum, da. Sunt foarte bune. Deci eu, inițial, când am pictat cu chestiile astea, am zis că sunt uleiuri. Așa de fain e, eu mi-a să pun ulei, nu apă. Au un pigment foarte fin și foarte calitativ. Bun. Vom mai vorbi despre Mustaș. Singurul producător, singurul magazin de produse... Vallejo. Doamna Doctor zice Vallejo. Vallejo. Vallejo.
Încă mai vibrăm puțin, v-am spus că durează vibrarea fundalului, da? Că e, până la urmă este determinant fundalul. Nu e un lucru ușor, deci... Deci videoclipul va sta 30 de zile, după care se va șterge, deci... Mai este cineva a întrebat cum evoluează tablou meu. Aproape l-am terminat. Da. Să mi-l corectați dumneavoastră. Da, ai pus prea multă culoare, maestre. Trebuie... Păi dacă ai pus așa de multe culoare... Prea multă culoare, nu? Da, prea multă culoare ai pus. Vezi când ai de unde? Pui. Încep altul, maestre. Începe. E plin de energie, da. Uite, o umbră am mai văzut-o aici. Dar trebuie să urmărim puțin, să fim atenți de aici, de exemplu, mai este pentru că e alb pe alb și... Da? Mai avem și pe aici, puțin. Ce... Acum ne vom întoarce înapoi pe modelele de la vas și o să mai facem puțin mai mult vizibil să fie, da? Codițele astea, să începem acum să punem culoare mai închise, chiar și negru putem pune. Dacă îmi dau un negru cu albastru sau puțin verde, da? Întoarcem pe toate laturile cu luăm culoare, nu luăm doar așa, pur și simplu cu lopata. Mai lucrăm iar și la codițe puțin. Păi ce e agitația? Ce aveți? Plăcut e rău, când e plăcut e rău. Umbra de aici o să mai închidem puțin. Puțin umbră aici. Da. Bun. După care o să vorbim puțin câte ceva, timp de cât se usucă. Cât se usucă vom mai vorbi puțin și cu auditoriu. Pe Dana îl mănâncă palma. Ia o pauză, maestre, că am obosit. Ai obosit, deci că ia o pauză, că am obosit. Bun, atunci...
Magda Vasile zice, abia aștept să văd finalizarea garoafelor. Păi, vor fi finalizate, nu? Ia să vedem ce e asta. Wow! Uite la ce se folosește pe culoarea aia. E foarte intensă, nu? Mai de bine, nu? Uite ce frumos merge cu culorile astea, că nici mai bine să mai bagi ulei. Nu? Asta se rupă din grădină floarea. Nu, doamna doctor, ia spuneți. Sunt superbe. Mai ai vrut să mai băgăm uleiul? Dacă vine mai este să iau garafa de aici și să o pun înapoi. A, păi asta deja e... E terminată, măi, Dani. Cum că nu mai trebuie ulei, da, e, cred că vom putea face așa, da? Da, un pic, da. Mi-am propus să stau. Uite, fii atent, merge și cu pastă groasă acum, că avem o grămadă de culoare. Acum, uite, merge pastă groasă.
Ai prins-o? Da. Am crezut că ești tu. Maestre, era un bondar. Un bondar. Lasă-l, nu-i, dă-i drumul, dă-i drumul, măi, lasă-l, palele. Asta o facem puțin mai luminoasă. Camelia Vasilescu zice, de dragul tehnicii lucrați și nu lei. A, de dragul tehnicii, doar atât. Că... Da, da, da. Mulțumim frumos, Valeria. Exact, un trântor. Trântorii sunt singurii care au acces la regina stupului. Și mie îmi place să fiu trântor. Asta înseamnă că trebuie să ai acces undeva. Îți declar accesul în frânt cumva. Vreau să zic că ați reușit să captați și chintesența pistilului din garoafă. Da, 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 l-am scuteau de lemn. Oh, Doamne. Și mai este, ne-am adus aminte de Leonard Bernstein, știți? N-a fost manelist de al nostru, a fost un mare dirijor care preda lecții de muzică prin ludic, prin joacă. Eu aștept să vină momentul când în România cineva să înțeleagă că educația se face prin joacă. Și marii maestri din zona picturii, și muzicii, coreografii, exact, arta este la bază, energie pură care vine din zona copilăriei. Exact. Și trebuie să vină așa cum este ea, nu trebuie exact constrânsă. Și educația se face prin? Artă. Prin ludic, prin așa joacă, prin joc, de fapt. Prin joc. O să ne cânt, da. Păi 5 minute ce fac eu acum? Stați, maestre, să iau bigudiu de aici. Gata. Gata? Dar o să-l uscăm și-l trecem în ulei acum. Să duc la doamna Doina. Cred 10 minute. Maestru, cumpărați-vă un fân, un fân mai puternic. Uite, Magda Vasile zice, lumina de pe pânză este cam puternică. Păi aia am zis și eu. Atunci am ridicat. E vina mea. Nu da, ți-a scuze, să Magda. Să știi că e vina ta. Să vedem toată frumusețea pensulațiilor și nuanțelor, care și așa sunt puțin modificate de camera telefonului. Aoleu, dar asta trebuia foarte... pe roșu să fie, dar nu pe alb. Maestru, n-am... sunt daltonist. Nu umblu eu la lumini. Așa. Da, asta trebuie să... Asta o să trebuie să... Și ce ar fi să-l numai? Ce ar fi să-l numai? Am văzut că ta albă, că m-a să-l fac.
până se usucă. Când treci pe partea asta. În continuare și să dați cu share. Să ne ajute la... Foarte fain, Dane. Așa că dacă mesajele... Ochelarii sunt fantastici, dar cum sare vopseaua în ochi. Mi-am propus și maestrului să folosească astfel de ochelari. Se încadrează perfect în curentul steampunk. Bănuiesc că ați auzit de el. Are legătură și cu pictura. Bună seara! Dane, unde pui la noapte ochelarii aia? Cântă frumos cu cuvinte. Păi cu cuvinte am cântat. Tocmai am cântat de la Maestru Sphinx. Maestru, ai aprins lumina, ai stricat tot farmecul. Nu mai vezi culorile? Imortal. Ce, vă plac ochelarii, am înțeles. Senzațional ochelarii. Sunt făcuți de un prieten al meu, din Drăgășani. Nu sunt cumpărați de pe net. Seamănă cu cei de pe net. Să-mi iau și eu, zice Valeria. Poți să-ți iei și tu, Valeria. Yeah.
sediu larg îi lunca. Uite ca-n flori pictura. Mulțumim pentru această seară minunată. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe voi la fel, și pe tine, Luminița, Constanța Matezcu, mare artiști. Suntem artiști. Mulțumim mult pentru apreciere. Bună seara. Dați cu share în continuare. Trecem, mai este noi așa, la pictura la ulei. În ulei. Deci avem nevoie super de pictură, muzică și poezia creează armonia. Este ora de liniște spirituală și un remediu antistres. Bate televiziunea, nu? Adică seminarul ăsta este mai tare decât televiziunea și decât Netflix-ul. Noi încercăm să reinventăm, practic, un seminar cu muzică, cu pictură, care se întâmpla pe vremuri înainte de 89, un fel de cenaclu. Vorbeam data trecută despre nopțile albe de la Teatrul Țăndărică, unde se întâlneau coregrafi, dansatori, pictori, cântăreți, compozitori, regizori. Este o lume pe care noi am vrea așa încet încet să o readucem la piață, pentru că fără artă, fără spiritualitate, am fi proști rău de tot. Adică nu ne ajută cu nimic telefonul super performant, mașina de 200.000 de euro, nu știu, apartamentul de 300.000 de euro, chiar nu ne ajută. Fără un strop de artă și de spiritualitate, suntem proști. Și n-am zis, eu au zis alții mai deștepți decât noi. Noi doar încercăm să... Și probabil că voi introduce, adică voi introduce și elemente de poezie. Nu degeaba am făcut actorie maestre, sunt polivalent, așa cum spunea cineva, actor, harul este rotund, talentul este rotund, deci maestre, aștept pe lângă pictură să vă mai arătați și talentul de actor. Voi nu știți, dar maestru Laurențiu Popa este foarte talentat în zona actoriei, nu te strâmba maestru, că eu știu, noi ne știm destul de bine, este foarte talentat ca actor și este un foarte bun comunicator. Mă retrag ca să nu strig ambianța. Vă mulțumesc! Bine ați venit la Hollywood! Da, m-a făcut și actor. E bun așa. Bun, aici am pus alb pe unde este alb. Voi mai pune și pe aici puțin alb. De fapt, am să pun alb peste tot unde este alb. Da, e mult mai bine așa, dar... Bine. E mai bine, mulțumesc. E mai controlabilă culoarea, așa. E greu să-ți dai seama acum unde am pus albul, nu am pus. Unde pun culoare și unde nu prea mai pun culoare. E cam complicat să-ți mai dai seama acum, de la faza asta. A, așa. Și ăsta e un... Ăsta e un lavul de ulei. Uite la viule, merg frumos aici acum, pentru că se întind. Nu spun cuvântul aici. Liliana, am citit mesajul. Ochelarii sunt handmade, sunt făcuți de un prieten de la meu de la Drăgășani. Dar se pot căuta pe internet. Eu comand foarte multe elemente de steampunk de pe amazon.de.
de la Deutschland, Amazon.de. Căutați acolo accesorii steampunk. No. Bun. Am pus albul, acum vom pune roșu, da? Unde avem roșu, vom pune și roșu, da? Și repetăm cam același lucru care l-am făcut cu acrilicul, o să-l facem și în ulei, da? Îi spun acest cam la fel, pentru că nu o să fie chiar la fel. Vom vibra cumva între acrilic și ulei, o să vedeți, da? Ia să vedem aici, punem puțin roșu mai... Pe o dată... E prea multă liniște acum, nu? Cum e cu... Ne țâuie urechile. Că-l miști, nu ești prea tare, Dane. Nu mă miști. Vă ajut mai este să citiți, să citesc mesajele. Mulțumim frumos, zice Tudose Claudia, o seară superbă, caldă, plină de culoare. Da, da. La propriu. Două suflete minunate. Mulțumim mult. Iar tu, Dan, e sarea și piperul, ca de obicei, condimentele care întregesc viața. Corect. Chiar eu scriu... Ai corect. Cum să fii corect? Incorrect, dacă spune maestru. Da, maestre, mă duc să-mi dau două palme și mă duc la colț, stau pe coș de nucă, nu. Stau pe coș de nucă până dimineața. Nu, și... dar ești prea corect cu tine. Vă spun pensulele 2 ani de zile de acum înainte. Nu. Deci este incorrect. Da, mulțumim foarte mult pentru aprecieri. Nu uitați că, de fapt, universul s-a născut din combinația elementelor. Căutați pe net, care s-a puneți că mulți dintre dumneavoastră știți, care este combinația chimică a sării. Sarea. Sarea e formată din 2 elemente chimice. Luate separat, sunt toxice, maestre. Da. Împreună dau sarea, fără de care viața n-ar putea să existe, știi? Da, uite, ce să zic. Hai că... Asta nu mai știam cu sarea. Este sarea un acid și o bază. Da. E și doamna doctor aici cu noi. Nu o vedeți, dar cred că a spus-o când am cântat. Combinația dintre un acid și o bază. Doamna, dacă mi-aduc aminte că și sunt fiul de doctor și sunt pasionat de microscop, vorbim de natriu, nu? Și de clor. Cele 2 elemente, natriu și clor, dacă le luăm separat, sunt nocive pentru viață. Păi îți dai seama. Dar împreună, maestre, uite, eu sunt, de exemplu, ce vreți să fiți? Natriu sau clorul? Sarea. Nu, 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 că împreună facem sarea, maestre, n-ați înțeles metafora, maestre? Am înțeles, scuză, m-am făcut o blasfemie, te-am eliminat din prim. Mă duc să stau pe coș de nucă. Bubulina Bebu întreabă cu ce se spală pensulele bine de ulei. Păi dacă nu să pun de casă. Da. Să pun de casă cine are dacă are. Păi asta, dar cine are, doamna doctor, să pun de casă? Eu am găsit. E, mai greu găsim. Dacă nu, cu un triumf. Dar nu trebuie să fie pensule cu păr natural. Dacă e cu păr natural, atunci e o problemă. Triumful arde. Am rămas și fără niște pensule. Da. Mulțumim frumos, Constanța. Uite, ne spune, vreau să vă spun că v-am urmărit de la serviciu o oră. Eu lucrez și sâmbătă. Mulțumim frumos. Acum vom lucra iarăși puțin la fundal, mai punem, mai vibrăm iarăși. După aia vom lucra la flori aici, vom aduce niște... Întreabă cineva de ce s-a optat pentru combinația acrilicului. Pentru că tratamentul pânzei e acrilic. Și nu e nicio... nu e niciun inconvenient. Faptul că le amesti, că faci schița în acrilic și după aia pui și pictezi în ulei, e perfect. Din punctul meu de vedere, e bine așa.
L-am testat de multe ori și a funcționat bine, de fiecare dată. Oricum, tratamentul pânzei e bazat pe acrilic. Pe tratament acrilic. De asta. În primul rând, acrilicul se usucă foarte repede ca să avem o eboșă relativ repede făcută, da? Nu mai trebuie să așteptăm zile până se usucă eboșa în ulei. Așa, în acrilic ați văzut, acum 10 minute lucram în acrilic și acum lucrez în ulei, pentru că s-a și uscat deja. Da, de asta. Cumva urgentăm perioada de execuție. Devine mult mai rapid lucrarea accesibilă. Mult mai accesibilă lucrarea pentru pictor. Da, domnul, da, spuneți. Mihaela, îmi cer scuze, maestre. Mihaela Alupei întreabă, vernil se dă la final? Păi, normal. La ulei, acum în situația dată, la ulei, nu, la ulei dă la final, dar după vreo câteva luni, în mod normal, ar trebui. Să fim siguri că s-a încheiat procesul de uscare complet. Și procesul de uscare complet durează, nu e chiar o zi, două, trei, o săptămână. Nu, e vorba de cel puțin 3-4 luni. Dacă ar fi să o rânca la carte, spune 6 luni. Dacă ar fi să o rânca la carte, da, mă rog. Bine, asta în timp. Culorile se schimbă, schimbă tonalitățile, schimbă. Devin mai... Și ce am observat, Dane, noi putem face orice am face, noi nu putem avea mai mult decât 200, 300, 400 de oameni. Și de ce? Pentru că Facebook te restringe foarte mult. Nu-ți dă posibilitatea de a mai... Da, apropo de asta, am văzut că mai toată lumea se plânge de pe Facebook și nu numai artiști, da. Și cei care vând ceva pe net, știi, magazine și mai departe, există niște algoritmi care restrâng plaja vizualizărilor, din păcate, de-aia vă și rugăm să dați share. Da, deci nu știe nimeni că suntem, în afară de voi cei care stați și ne urmăriți, dacă credeți că ar putea și ați vrea să dați și share-ul ăla, e mai bine, pentru că oricum, am spus, și chiar dacă plătim, azi plătești 5 lei ca să te vadă un număr de persoane, mâine cu 5 lei nu te mai vede același număr de persoane, trebuie să dai mai mult. Maestre Eli Vitan zice, seară de poveste, mă bucur să fac parte din această poveste și pentru asta vă mulțumesc. Și noi îți mulțumim că te uiți, învățăm, ne bucurăm și ne rafinăm gusturile alături de niște oameni minunați, adevărați artiști și alături de voi, pentru că sunteți minunați, participând la acest seminar, dovediți că aveți o vibrație foarte înaltă și o deschidere către artă. În primul rând, de persoana care a scris astfel de mesaje, e un om extraordinar pentru că a scris lucrul ăsta. Exact. Deci nu oricine îndrăznește să scrie astfel de mesaje. Maestre, doamna... Nu-mi dau seama că e telefonul mic, mai este data viitoare să luăm un telefon de la mare, cât o tabletă. Am tableta, citind după tabletă, da, tableta. Ghiniță Stângăceanu întreabă de care ulei și ulei pentru de... ce se dă? Ulei de in se cativa de la fondul plastic. Noi folosim uleiul de in de la fondul plastic și acel ulei... ia acolo, domnul Moise, să-l vedeți? Uleiul. Hai să arătăm la oameni dacă nu știu o parte din ei, probabil că nu știu, dar în cea mai mare parte a oamenilor știu despre ce ulei vorbim. Cu drag, Valerica. E una cu etichetă, domnule. Aia. Uite. Și noi vă mulțumim. Ăsta este uleiul de in, da? E ulei de in fiert de la fondul plastic, da? Uite. Combinat fondul plastic. Fiert secativat, da? Bun, mai departe, domnul Dan. Să nu încercați cu floriol, nu, maestre? Adică nu cu ulei pentru gătit. Da. Deci ulei de la fundul plastic. Da. Lidia spune, cu mare plăcere vă urmăresc. Mulțumim foarte mult, Lidia. Acum să vă văd câți dintre voi găsește sensibilitatea la a face florile după Lucian, da? V-am spus că există o sensibilitate a florilor în Lucian. Există, fiecare pensulă este... vibrată, nu, că până rup de tot nu se lasă. Păi,
Nu știu cine spune că imaginea nu e clară. Mi se pare că e foarte clară, dar acum... Păi de ce nu e clară? Păi că nu, nu e clară, probabil nu are netul, nu are internetul bun, doamna respectivă, dar noi aici avem. Doamna doctor, e clar, nu? Da. Nu, nu are dânsa internetul bun. Constantin, Maria, tai ce, o spăl pensurile cu săpun de casă. Cu leșie, cum se spune doamna doctor, nu? Nu, cu leșie. De casă, da. Felicitări, Marieta, foarte bine și se curăță foarte bine. Da, e și cu triumf. Mulțumim, Valeria, și te așteptăm și la următoarele seminarii. Am luat ceva ulei de in sicativat de la mustaș. Felicitări, bravo, Ana. Bravo. Rudy Geo Chitran, zice, se vede foarte bine, mulțumim. Se vede, da? Mulțumim. Mm-hmm. Doamna nu are semnalul bun, asta e clar. Aici o să mai facem puțin... Da, măi, o să urmăriți. Nu are rost să vă mai spun ce fac. Uitați, vedeți, da? Nu există o ordine. Puteți să începeți de unde vreți. Nici nu mă interesează. Nici nu vreau să știu cum începeți. Nici nu vreau să știu cum finalizați. Puteți să finalizați și... Da. Ideea este că trebuie să înțelegem că fiecare floare de luchean pictată avea o sensibilitate. Eu o să măresc un pic și după aia revin, uh-huh. Maestre. Cum facem un zoom. Uită-te. Așa. Ca să vedeți mai bine. Bună seara de la Servești. Bună seara, Cristina. Am făcut un pic de zoom ca să vedeți. Da, nu. Atât, nu, că revenim. Revenim. Nimeni. Ba. Adică văd, dar nu e de înțeles prea mult în zoom. Că tabloul el e de ansamblu, știi? Mm-hmm. Dar se vede calitatea culorii. Da, calitatea culorii. Uite, vezi, dacă folosim culori bune, se vede din prima. Diferența față de atelier, de exemplu, cele românești. Uite, zice cineva, altă viață. Deci vor să măresc un pic mai mult. Ia să încerc așa. Două secunde, nu, e prea mult. Aveți zoom-ul extrem de sensibil, maestre. Eu sunt un sensibil. E mai ok așa? Îmi spuneți dacă e mai ok așa. Pe zoom se vede perfect. Am dat un pic de zoom, maestre. Mulțumesc, domnul Dan. Cu plăcere, domnule Laurențiu Popa. Mulțumesc, domnul Dan. Cu plăcere, domnule Laurențiu Popa. Hai. Știți, mă gândesc că atunci când se vor ridica restricțiile, am vrea să facem într-un teatru, eu fiind actor, am terminat Academia de Teatru și Film și mai și joc, nici când nu cânt, poate o să facem un seminar undeva într-un teatru maestre și să invităm pe oameni în mod fizic să vină, știi? Când se vor ridica restricțiile. Da, uite, asta e idee bună. Ați vrea să veniți? Cine, eu? Maestre dumneavoastră, trebuie să veniți primul. Eu sunt actor, că și acum tot ai zis tu că am... Mulțumim, Elena. Amă, da. Nu, dar e bună ideea ce ai zis tu, că asta se mai... Păi nu, și o să aranjez eu, maestre. Deci o să facem un seminar când se vor ridica restricțiile într-un teatru și să veniți. Pentru că o să facem un seminar de teatru, muzică și, cred eu, și de coreografie, ca să mă îndeplinesc planul pe care l-am de foarte mult timp, și anume... Da, și o să punem și pe plasme mari, da, doamna doctor. Păi pe videoproiector, că am videoproiector cinema. Da. Am cinema. Adică proiectat. Există consumatori de artă, există oameni care vibrează la toate formele de artă. Dragii mei, odată ce vibrați la muzică sau la pictură, vibrați la sculptură, vibrați la toate artele plastice, la sculptură, la teatru, la absolut toate formele de artă. De aceea avem să facem un astfel de seminar. Și de aceea... Dincolo de tehnica pe care o învățăm de la maestru, trebuie să înțelegeți un lucru pe care și eu l-am înțeles stând alături de el și lucrând alături de el, este că trebuie să surprindeți exact viața tabloului, viața imaginii pe care o pictați. Pentru că
Fiecare bucățică de materie are viață. Fiecare plantă are viață. Maestrul are această capacitate unică de a surprinde, mai ales în portretele pe care le face și poezie, surprinde exact acea scânteie pe care ne-a oferit-o divinitatea și care se transmite prin figură, prin ochi. Acolo se vede foarte bine la maestru. Deci ați înțeles de ce l-am luat pe Daniel Ciu lângă mine, nu? V-ați dat seama, nu? Ce să mai... Dacă ne-au murit lăudători, i-avem acum aici. Mai, să mai strâng un pic? Două secunde. Mai, nu, invers. Mai mult. Strâns. Ah, invers? Da, regește că... Ah, ok, ok. Nu, că s-a bucurat cineva că am făcut zoom pe... Da, Elena, despre asta este vorba. Și avem nevoie de voi, pentru că la un moment dat... Ne sufocăm. Nu că numai că să ne sufocăm, dar s-ar putea să ne mișcăm, să ne mutăm în stradă sau în piețe sau în parcuri sau... ca să transmitem un pic de vibrație artistică. Păi, dar venim tare în parc, n-a zis. Care porumbel? Cu teatru, probabil, Valeriana. Așa, ce-a spus? Mi-a scăpat porumbelul. Mi-a scăpat porumbelul cu teatru? Păi nu, dar nu e porumbel. Păi nu e porumbel, pentru că sunt... I-am terminat Academia de Teatru și Film și am jucat alături de... De exemplu, de colegul Ioan Isai, într-o piesă de teatru care s-a jucat ani de zile prin țară. Hai să ucidem pe Matilda, se numește. Aha, știu. Dar seminarul nostru despre care vorbesc o să fie un sincretic, adică v-am pleti mai multe arte. Știți, noi avem defectul ăsta. Citind foarte multe cărți și învățând de-a lungul anilor, autodidact sau sub umbrela facultății, am reușit să înțelegem un pic, cred că 0,001% din ceea ce înseamnă arta. Bună seara vouă, ce invitați de seamă aveți. Nu sunt invitat de seamă, sunt un artist, la fel, la fel ca și maestru Laurențiu Popa, numai că eu sunt discipolul dânsului, îmi place foarte mult să pictez. Chiar să avem eu sper să avem, maestre, dacă o să permiteți acest lucru, o expoziție împreună la vară. Păi cum, dar nu o facem? Păi n-am zis că facem. Nu o face, da? Tu faci pictura modernă. Eu fac pictura modernă, s-ar putea și eu, dar de ce nu? Amândoi facem modernă. Deci, e un lucru pe care nu l-ați învățat la școală și anume că aveți toate datele pentru a face ceea ce doriți dumneavoastră. În sensul că dacă aveți talentul de a picta, de a cânta, de a dansa, sau vă doriți foarte mult, puteți să faceți lucrul acesta. Competiția, concurența, sistemul de valori care este construit de noi de multe ori artificial, pentru că știi, maestre, că în pictură se vând tablouri cu 2-3 puncte pe un fundal alb la 12 milioane de euro, ți-am dat un exemplu. Deci avem toți oamenii avem abilități primite, nu știu dacă sunteți atei sau credincioși, dar avem abilități primite de undeva, de undeva de sus. Aceste abilități pot fi puse în practică. Trebuie să vreți și să lucrați. Exact. Trebuie să lucrați, trebuie să învățați. Știi, uite, profesoara noastră ne spunea nouă lucruri, știi? Zicea, uite, vezi, eu acum mă cobor în stradă, o să mă cobor în stradă și aduc câțiva oameni din stradă și îi pun să picteze. Eu o să îi aduc pe oamenii aia până la un nivel. Mă chinui că e mult timp. Una, doi, trei, cinci, nouă, nu contează. Dar va rămâne, ei vor rămâne la nivelul ăla. Ei nu vor mai putea urca dincolo de nivelul ăla. Deci, ai înțeles? Avem un grad de cunoaștere. Știi? Și de acumulare. Peste ăla sunt foarte puțini care trec și atunci se și văd performerii. Știi? Corect. Până la urmă, performerii ce înseamnă? Înseamnă acei oameni care își depășesc condiția și care vor mai mult de la abilitatea pe care o au, de la talentul pe care l-au, de la hobby-ul pe care l-au, că știi că... Nu mai e hobby, dar în adolescență pornește ca un hobby, orice formă de artă sau în copilărie, știi? Da.
Mai degrabă ca o necesitate de exprimare. Exact. Într-o anumită... Știi că, știți mai este că din punct de vedere fizic sunt diferențe notabile, dar sunt diferențe notabile mici între lumină și sunet. Nu știu, n-am făcut, n-am putut să, să vorbim cu lumea astea. Nu le-am putut vedea. Tu poate, da. Mulțumim, Maria. Tot ce faceți este benefic pentru toată lumea. Mulțumim pentru dedicarea și entuziasm. Ne transmite toată vibrarea cu mult drag. Da, eu am luat puțin pauză pentru ca Dan să-și motiveze prezența în atelier. Maestre, nu motivez și pur și simplu nu e o coincidență faptul că facem acest seminar. Păi nu e, dar atelierul meu sunt oamenii, înțeleg cei care trebuie să înțeleagă, înțeleg că lucrurile astea ce faci noi aici... Am mai făcut-o și eu mai fac încă. Multe țări civilizate au făcut genul ăsta, adică pictura cu muzică le-au împletit, știi? Au fost împletite cele două acte, să spunem așa, și au ieșit lucruri frumoase. Pentru că, cum ai spus și tu, oamenii sunt însetați până la urmă de... Ce să vorbesc? Nu, eu nu pot să citesc mesaje, decât n-am cu doamna doctor. Ce? Da, Dorina Lucica Pavelescu spune că când vom pune cât de cât la punct casa despre care am vorbit, vom... Doamna Dorina Pavelescu, da. Este unde avem noi acum atelierul, ca exact. Să înțelegem. Casa voi pune la dispoziție, cu mare drag, la dispoziția noastră pentru întâlniri de acest gen. E o casă monumentală. Mulțumim, doamna doctor. E o casă monumentală pe strada Corbean. A, da, e aici. Deci suntem colț cu... Olari. A, e pe Olari. Lângă biserica. Da. Chiar în curtea bisericii. Da, este o casă superbă, domnească, dintre aceea veche cu... O să pune niște poze din... Dacă îmi dă permite, doamna Doina, să pot... Da. Ai văzut-o, Dane, pe care n-ai, tu nu știi. Ți-am arătat-o pe nu ți-am arătat nici. N-am de ce să fac, într-adevăr. Da. Și acolo putem face expuneri de grup. Uite, o bună idee, doamna Doina ne-a dat. Sigur că da. Putem expune lucrările de grup în Vila Dânsei, acolo. Dacă spune că ne pune la dispoziție, dă seama într-o societate în care... Na. Mulțumim, doamna Doina. E un lucru minunat ăsta, că putem să ne punem lucrările acolo și să ne cunoaștem, sigur că da. Păi uite, pentru că Ramona Marian zice ce aș vrea și o să văd pe maestru pictând live. Păi, sigur că da. Să se mai domolească un pic această perioadă, pentru că restricțiile COVID sunt alea pe care le știți și dumneavoastră. Da. Și o să facem o întâlnire cu voi. Da, trebuie să facem o întâlnire, în afară de întâlnirea pe care vom avea-o la... Uite, Ungureanu Maria întreabă, când se pictează un ulei peste acrilic, se acoperă absolut toată suprafața ulei sau aproape tot? Aproape tot. Rămân și bucăți mici în acrilic? Pot rămâne, pentru că îmi dai cu vernic nou mai... Dar bine acum, am spus cu vernicul cum e. Eu aș fi preferat să dau... după ce se usucă cu o, sau chiar și înainte, cu o peliculă subțire, o peliculă de ulei de in, știi? Dacă asigurăm cu o peliculă subțire de ulei toată suprafața acrilice și apoi pictăm, o să ne vină foarte ușor la pictat. Eu nu am mai făcut treaba asta pentru că m-a captivat atenția lui Dan la cântat. Eu chiar am stat și l-am ascultat, nu? Îmi recunosc învingerea. Da, un prieten care a intrat pe live-ul nostru, mulțumim, Ciughi, Ciugulitu Cioba. Hai cu neața, cântăm, pictăm într-un cuvânt artă, da? Ciugulitu Cioba este un actor prieten foarte bun al meu de la Teatrul Dramatic din Târgu Mureș. Bună seara! Ramona zice, departe Brașovul. Nu e departe Brașovul. De ce să fie departe Brașovul? Noi tocmai venim de la Brașov, nu?
6 ore cu mașina. Numai ce am venit, Dani. Da. Ia, spune oameni, unde a fost? Mulțumim foarte mult, Ilona, Doamne ajută. Pe unde am fost maestre? Pe unde am fost noi? Pe unde am fost noi? Din munților maestre, te-am dus în la vârful Bucegilor. Te-am dus și pe platoul Bucegilor maestre, acolo de unde bucegii noștri, munții noștri, transmit o vibrație energetică extrem de înaltă, care trebuie să ne racordăm. A transmis maestre, acum nu știu dacă ați avut radio acordat. Am avut. Cred că a fost înghețat. Că a fost minus 10 grade. Și minus 10 grade, minus 20 grade, că scuipam acolo și instant înghețat toate în tine. Ce? Deci nu mai venea să ies din mașină și tu îți mai făi poze. Da, nu capisco. Nu capisco de voi, imparare rumeno. Rosana, tu... Lei. Lei, nu, tu voglio, cum se dice, tu voglio, capisci romano, di capi, da. Rosana, vieni qui, vieni qui, vieni a Romagna, Romania. Bine, vieni a Romania pe dipingeri. Romania, știți că nu vine de la Romani, vine de la Roma. Așa s-au gândit pașoptiștii noștri. Așa, dați un pic. Așa, 12. Da, eu l-am atins, cred că nu. L-ai atins, maestre? Am și eu vina. Exact cum calci accelerația la dubiță. Așa, e perfect. Cum? Da, din ce am văzut eu, Brașovul este închis, iarăși, din păcate. De ce? Tot de COVID? Tot de COVID, da. Păi, de capul meu. De vineri. De ieri. De ieri, da. Din păcate. Chiar domnul Boc a ieșit la Cluj, că și Clujul e închis și a zis că e ceva în regulă cu calculul acesta, că se fac testări mai multe și în urma acestor testări crește procentul, bla 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 bla. Rezultatul este, se închide din toate punctele de vedere orașul, ceea ce nu e foarte bine. Ramona Marian, chiar așa, de ce nu face sesiuni și prin țară? Păi să știi, păi să știi, Ramona, maestru a făcut prin țară. Eu am făcut ani de zile seminare prin să țară, facem gratis împreună. Le-am făcut. Da, maestru Laurențiu Popa a făcut prin foarte multe culturi ale acestei țări seminarii gratis. Acum. Dar nu, ne-a întrebat de ce nu facem noi doi, maestru. Păi nu știu, de ce n-ai făcut până acum cu mine, Dani, tu? Nu e închis, normal. Normal că nu ca oraș. Nu s-a pus bariera, ci pur și simplu s-au închis ceea ce ne interesa pe noi, și anume sălile de spectacole, teatrele unde am putea noi să facem un seminar. În sensul ăsta am zis. Păi, da, la oameni. Maravilioasă serată. Grație, Rosana. Insieme, unite, unite, artiști. Ramona, da, de vineri, pentru că a trecut acel procent de 3 la 1000, restaurantele s-au închis de vineri în Brașov, restaurantele sale de spectacole, teatrele și așa mai departe. Tudorița Gheorghe zice, sau Tudorița Grigore, scuze-mă. Da, da. Are telefonul meu, maestru. Da, îmi spune și mie ce vrei să-i spună, Zane, și traduc, eu sunt translator. Spune-i să vină în România. Spune că România e țară frumoasă, plină de artiști, de oameni buni, oameni calzi, oameni primitori. Și spune-i să vină să ne întâlnim la o cafea, la un cappuccino, la un mini-stretto, sau cum se spune, la mini-cappuccino. Și oameni deștepți, doamna doctor. Și doctor foarte buni. Meia extrată, zice, mai e liber când se mai încălzește pe o terasă. Noi vrem undeva afară. Am zis că o să facem în Herăstrău, dar nu? Ce? Da, putem să facem în Herăstrău. O facem în Herăstrău, în aer liber, nu pe terasă. Aș putea să vorbesc în locurile unde noi cântăm în mod frecvent, la Hard Rock Cafe sau la Bereria H. Eu volevo capire se copre tutta la tela con olio o se lascia zone con olio o lascia zone con acrilico. Era
La a domanda di qualcuno. Maestre, ma non ho capito la risposta. Cine zis, da? Rosana. Lasă cum nu facem limba italiană, că nu putem. Ar fi din partea noastră o lipsă de respect pentru ceilalți. Da, dacă că a întrebat ceva legat de la cât mă cunosc, cât da, cunosc limba latină. Da, dacă vreau să punem toată culoarea pe toată suprafața. Dacă se ulei. Acoperă ulei, toată ulei, da. Da. Bună seara, Ninel. Dați cu share, vă rugăm frumos. Dacă rămân doamne cu acrilic. Bobulina Babu zice, bobocei roșii. Bobocei roșii vreți? Da. Dar de ce nu, pe la urmă? Hai să facem și roșii. Unul să pune. Dar nu putem să facem mulți boboci, deci o să facem... Păi logic mai este că avem și doar afe roșii care fac pui. Și ele. Uite, avem bobocei roșii, ați văzut? Nu în maestre, zice doar Ramona, nu în Herăstrău, deja sunteți în București. Haideți la primăvară la Brașov. Cum ar trebui? O să veniți și la Brașov. Avem foarte mulți prieteni la Brașov. Zice Rozana, yes or no? Adică si or no? Rozana, lasă, vorbim al dată. Rozana, parlo alto tempo? Sau cum se spune? Nu? Dopo qualche giorno. Dopo? Qualche giorno. Qualche giorno. Rosana, o să vorbești cu maestru, da? Vediamo, domani. Ramona Zalingu zicea, la Paris veniți? Uite, maestre, la Paris ar trebui să venim. Da, uite. Și știi unde? În fața la Louvre. Mm, eu zic acolo, nu? A, direct acolo. Nebunile Buvicu. Nu? Din... Ok, capito, grazie mille. Grazie, Rosana. Rosana, am venit la Toronto. E cam fric, Costanța, acolo la Toronto. Dar, maestre, puteți să mergeți și la Toronto, nu? Cine a zis? Nu uite la Toronto. Cristina Grozescu zice, ce amuzant e domnul Helciuc. Mulțumesc foarte mult. Eu nu vreau să fiu amuzant, dar noi suntem așa, suntem... comunicăm cu dumneavoastră și mai glumim un pic. Mulțumesc maestrului Helciuc pentru medierea conversației cu mare drag, Ramona. Rosana. E una torta. Are o imagine cu un tort. Lasă. Mai bine la Timișoara, că e mai aproape și putem veni și la Timișoara. Da, la Toronto e frumos să mergem. Un ciocolatino per voi. Grazie, Rosana. Tu sei meravigliosa. Meravigliosa. Cristina Gruzescu, e bine, bine. Da, o să aveți o surpriză, dar atunci când se vor ridica restricțiile, atunci veți avea o surpriză să venim în orașul dumneavoastră împreună, eu și cu maestrul Laurențiu Popa. Dacă până atunci nu mai bagi în seamă, Dani. Pe cum, maestru? Când o să înceapă spectacol. Maestru, dar ce? În concerte nu putem... În concerte. Mai vedem, noi nu dau la lucruri. În concerte. La unde mai auzit pe la anul, când o mai dai pandemia. Mă, piată. Ce dice, maestru? Așa de scump. Nu, non è posibile. Mai nimic. Non è posibile. Ma vai, maestru. Ma vai. Dar ce, nu putem să facem o expoziție în timpul concertelor care... Ei, de unde? Hai să spui, acum am trecat păgleana, lasă-mă. Maestru, trebuie să-mi văd și o meserie nouă. Că dacă nu mă lasă acest COVID să cânt, măcar să pictez. Da. Domnul Moise, da, unde e o ramă pentru ăsta? Ce ai zis tu acolo, Tudorița Gheorghe, dar ai zis ceva de pizza, e capucinul maestru, hai să facem o comandă la pizza, ca... deja simt că mă la foame. Ce mai e deschis? Nu mai e deschis? Nu, nu, de tot. Damn this COVID. Aia? E cu verde, da, merge. Ziere fantastici. Grazie, Rosana. Anche lei. Un italiano vero. Pam, pam, pam.
Hai să punem puțin, vedem cum se vede cu ramă și după aia mai pictăm. Sau pictat pe cascadă în Niagara. Cineva a vrut să fie piscat, că vorbim în multe limbi și ne mai încurcăm. Cine a vrut să fie? De la Toronto, nu? Constanța Matei. Da, Constanța, că stă în Toronto. Constanța zice să pictăm cascada Niagara, maestre. Mihai zice că e îndebaran într-o bucătărie. Da, cum e să ai? Ce e îndebaran? Nu știu ce ai cerut tu acum o oră. Ramele, da, Mihai, sunt îndebaran. Mulțumim, Mihai. Pe astea motive florale, da. Mihai, dar poți să ne suni, te rog eu frumos. Nu-mi da mesaj aici, nu ai. Da, Mihai trebuie să fie atent și acolo, în camera.